Totul mai gata, ready? Bun, domnul director Nicoară a fost demis pentru încălcarea ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății cu modificările ulterioare care au apărut, respectiv a hotărârilor Comitetului Județean pentru situații de urgență cu privire la scenariul de funcționare al școlii. În Oradea, începând cu data de 17, ne aflăm în scenariul verde. Repet textual, nu pot din cauza microfonelor să merg la text. În această situație, scenariul 1 prevede participarea fizică a tuturor elevilor la activitățile de învățământ cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță. În Colegiul Național Emanuel Gojdu, acest lucru nu a fost respectat. Am avertizat în perioada 17-21 mai să se treacă la respectare, să se respecte aceste prevederi. Dimpotrivă, școala nu s-a conformat acestui lucru, acesta fiind motivul pentru care eu consider că nimeni nu este deasupra legii și încălcarea legii trebuie sancționată într-o formă sau alta. Ați comentat de niște transferuri care ar fi la limita legii. Bun, transferurile respective, haideți să le lămurim și alea, că și ele vor fi discutate, nu reprezintă motivul demiterii domnului Nicoară. Transferurile la care am făcut trimitere sunt transferuri făcute în clasa noua, de fapt, anumiți elevi au fost repartizați, computerizați în alte școli decât Gojdu și au ajuns în Gojdu în clase unde media lor era mai mică decât media ultimului repartizat computerizat. Deci asta este un lucru extrem de grav. Când pomeneam de cazul domnului Niță din 2000, este același lucru. Pentru că și aici se întâmplă un fals. Adică o încălcare a legii. Un abuz în serviciu. O să facem la momentul potrivit. Despre câte transferuri? Sunt multe. Mai multe. Aceste transferuri nu sunt făcute cu acordul Inspectoratului Județean? Nu. N-are Inspectoratul în treaba aia nicio problemă. Și sunt vechi. A spus că așteptați un punct de vedere din partea Ministerului Educației. Îl avem. Dacă vreți să vă citesc prevederile legale care ne-au fost invocate că trebuie, de care trebuie noi să ținem cont, cu mare drag. Dar dacă ne sintetizați ce spun? Cum să vă spun? Deci, Ministerul a trimis baza legală pe care noi trebuie să o avem în vedere în a judeca cazul respectiv. Baza legală se referă la metodologia de admitere în clasa a noua, unde se precizează că media ultimului elev admis este media celui de-al 28-lea elev repartizat, computerizat. Este? Mai departe, spune aceeași metodologie, în etapa imediat următoare se soluționează cazurile speciale, printre care și cazurile gemenilor. Ce înseamnă caz de geamă? Înseamnă că unul, gemenii se pot urma unul pe celălalt, fie în clasa unde are media mai mică, fie în clasa unde are media mai mare. Astfel că al 29-lea fiind geamă, nu? Și pornind de la ideea că are o medie mai mică, dar el poate ajunge în clasa respectivă pentru că este geamă, nu pentru că a fost repartizat. El a fost repartizat într-o altă școală. Creează un gap, o distanță între media geamănului și media celui de-al 28-lea. În acel interval au fost transferați copii care aveau media mai mare decât geamănul care
era oricum cu medie mai mică, dar mai mică decât media ultimului admis. Ceea ce este ilegal, pentru că tot legea prevede ca o condiție foarte importantă criteriul de medie. Adică să nu aibă media mai mică decât media ultimului repartizat, computerizat în școala respectivă. Aici e problema. Și Ministerul Educației, da. Ceea ce ne-a spus acum, ne-ați explicat, este de părere că ați ascultat în baza acestor transferuri. Ascultați-mă aici. Ministerul Educației mi-a dat exact această bază legală să o citesc, să o interpretez și să decid. Mă înțelegeți? Asta a făcut Ministerul. Iar din punctul meu de vedere, aceste lucruri sunt extrem de clare și sunt fundamentate legal. Ați venit în memorie de la cei de la Costru. Ați dat un răspuns până acum, dacă nu, cât timp îl veți da și ce va conține acesta de acolo. Acum, eu vă spun că nici l-am apucat, bine, am citit în memoriul elevilor, mă rog, caracteriza prin impulsurile, lanuri și lucruri pe care le pot înțelege și n-am niciun fel de problemă cu această treabă. Instituțional aș avea 30 de zile, dar nu voi aștepta 30 de zile. Lucrăm la răspunsurile respective. Suntem oricum obișnuiți cu aceste solicitări de memorii, de a răspunde la plângeri prealabile. Suntem într-o societate democratică în care, după cum observați, oamenii au păreri, au opinii, au întrebări. Noi încercăm să le dăm răspunsurile pe care le putem, dar eu sunt convins că întotdeauna trebuie să existe un punct legal care să precizeze cine are dreptate. Și acum, ca să simplificăm, copiii n-au înțeles treaba asta. Domnul Nicoară, în demisia care în suspendare, sau mă rog, nici măcar nu-i suspendare, e eliberat din funcție, a primit un articol care spune că în termen de 30 de zile se poate adresa în contencios, dacă consideră că i s-a făcut o nedreptate. Probabil că o va face. În momentul în care vom ajunge acolo, sigur, fiecare cu probele pe care le are, va trebui să susțină punctul de vedere. Din punctul meu de vedere, adică nu, hai să nu mai folosesc din punctul meu de vedere, din poziția mea, eu zic că este contraproductiv. Eu, de exemplu, să nu mă mai ocup de treburile curente și să încep să intru într-o polemică cu elevii, cu părinții, cu școala, ca atare. 30 de zile. Ne vom întâlni în instanță. Instanța va zice, domnul Blagi, ați greșit. La revedere, se repune în funcție omul, eu îmi suport consecințele, dar să lăsăm justiția să se pronunțe. Mă înțelegeți? Deci protestele elevilor cum v-a impresionat de mult? V-a mai impresionat plăcut, vă spun sincer, m-a impresionat plăcut. Eu am organizat în Oradea, în 1990, o manifestație în care au participat 10.000 de oameni. Mai sunt ceilalți drepturi care au încălcat aceste legi? Ascultați-mă, nu neapărat că au încălcat-o sau n-au încălcat-o. Astăzi, de exemplu, din 580 de unități de învățământ care funcționează în scenariul verde, doar două sunt în situația aceasta de a nu respecta legea. Este vorba, nu întâmplător, școala gimnazială numărul 8. Domnul director Pârja, i-am recunoscut vocea, era un cheerleader. Și Gojdu. Vreau să vă spun, chiar și dintre contestatarii mei, de aici de afară, domnul Tima, școala lui s-a conformat. Are ore de 50 de minute, pauze de 10 minute, nu e niciun fel de crimă. Deci, cum să vă spun, lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, destul de clare. Haideți să lăsăm justiția să se pronunțe. Revenind la poziția de transfer, dumneavoastră ați declarat la pentru setul nostru, pentru educație, ați declarat tot de aceste transferuri. Ați spus că sunt mai multe. Sunt mai multe, stimată domnișoară, eu am dat acolo, cum să vă spun, exemple cu transferurile petrecute în ultimii 2 ani. Da, dar ce vreau să vă întreb eu, dumneavoastră, inspectorat
Ascultați-mă aici. Tot ceea ce poate fi făcut public, va fi făcut public. Ceea ce nu poate fi făcut public, nu va fi făcut public. Mă înțelegeți? Pentru că nu putem să folosim numele nimănui. Eu n-am niciun fel de drept în situația asta, decât cu acordul celui care este implicat acolo. N-am să folosesc niciodată niciun nume. Pentru mine, speța în sine este importantă, nu cine este implicat. Pentru că copilul respectiv oricum nu mai are de suferit nimic. Nu se poate întoarce în situația. Speța. Da. A spus că nu acesta este motivul de iubire. Care este? Dar bine, am spus mai multe. Tu stimată, domnișoară, nerespectarea legii. Două puncte. Ordinul comun. Hai că m-a fost să vă citesc și numărul și nu știu ce care le-a fost. Bine, vă mulțumesc care mult. Mulțumesc cu domnișoara. Cine mai dorește, stau, vă ofer toate detaliile. La revedere. Deci, haideți să-l vedeți și dumneavoastră. Este vorba... Bineînțeles, dar nu e un document care să nu fie vorba. Da. Uitați-l aici. Este vorba de ordinul comun pentru modificarea și completarea ordinului 32-35-93, ăla e numărul de la Ministerul Sănătății, pe 2021. Da? Pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2. Și haideți acum să intrăm pe concret.